Slătinenii care nu și-au plătit dările către bugetul local mai au la dispoziție patru zile. Sunt puțini cei care nu au trecut pe la ghișeul de la taxe și impozite Slatina, având în acest moment un procent de colectare de 95%. Mulți plătesc din primul trimestru pentru a beneficia de bonificație. Mai mult, numărul celor care plătesc online s-a dublat în ultimul an. Este sfârșit de an cu încasări de peste 95%, încasări provenit din principalele categorii de impozite, impozite pe clădiri, impozite pe terenuri, impozite pe mijloace de transport și amenzi. Pentru acest an, cei ce au achitat cu anticipație termenul riscadent pentru primul semestru, peste 30.000 de contribuabili au beneficiat de bonificația de 10% rostă, păstrată și anul acesta de primăria municipiului Satina. În contextul pandemiei au crescut totodată și plățile online, ajungând la peste 5300 de contribuabili, anul trecut având plăți doar din partea 2749 de persoane înscrise pe platforma electronică. Anul viitor, primăria Slatina nu va majora impozitele, astfel contribuabilii nu vor scoate mai mulți bani din buzunar. Pentru anul următor, valorile impozitelor și taxelor locale au rămas nemodificate în privința valorilor și cotelor prevăzute de lege și practicate la nivelul Municipiului Slatina, singurile modificări aduse fiind cele ce prezumă actualizarea valorilor cu indicele de inflație, comunicat de Institutul Național de Statistică, acesta fiind de 5,1%. Ghișele direcției economice vor fi deschise cu data de 9 ianuarie, dată până la care vom lucra permanent pentru implementarea noii baze de date pentru anul 2023 actualizată. În ultimii ani, Slatina a fost printre primele orașe atunci când vine vorba de plata taxelor și a impozitelor.